Bună ziua, sunt Cătălina Bălan, director de marketing al editurii Paralela 45 și îmi face o deosebită plăcere să vă invit, dragi profesori, dragi părinți și chiar dragi elevi, de ce nu, la o întâlnire cu autorii manualului de limba și literatura română pentru clasa a șasea de la editura Paralela 45, manual câștigător la licitația organizată anul acesta de Ministerul Educației. Dragi profesori, dragi autori de manuale, bine ați venit! Bine v-am Mulțumim pentru găsit! invitație. Bună ziua! Mă bucur nespus că putem să avem această discuție deschisă în care să aducem în prim plan adevăratele puncte forte ale acestui manual pe care l-ați conceput și care merită într-adevăr să facă parte din procesul de predare al tuturor profesorilor de limba română de clasa a șasea din țara noastră. Înainte să trecem la întrebări, aș vrea să-i prezint pe fiecare dintre cei patru autori. Încep cu doamna Tămâian. Ioana Tămâian este lector doctor la Departamentul de Didactică al Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Lucrează cu studenții de la litere care doresc să devină profesori de română și cu profesorii de română în diferite etape ale carierei lor. Doamna Tămâian este membră în Comisia de Elaborare a Programelor și colaboratoare la proiectele Academiei Române. Dintre proiecte cităm Dicționarul General al Limbii Române și Dicționarul Cronologic al Romanului Românesc. Doamna Tămâian este de asemenea autoarea numeroase studii în domeniu, printre care amintim un studiu consacrat manualelor de limbă română din secolul al XX-lea. Continuăm cu Cristina Cergan, doctor în filologie, metodist a Inspectoratului Școlar Județean Argeș, membru în Consiliul Consultativ al Disciplinei la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Argeș. Doamna Cergan face parte din Comisia Națională pentru Limba și Literatura Română și disciplinele gimnaziului și din comisiile centrale ale Olimpiadei și concursurilor școlare naționale. A fost inspector școlar între anii 2012 și 2018. În prezent este formator național în cadrul proiectului CRED, formator pentru diverse cursuri la Casa Corpului Didactic Argeș și, desigur, autoare de auxiliare didactice avizate de minister. Diana Iacob este profesoară de limba și literatura română la o școală de elită din județul Sălaj, școala gimnazială Gheorghe Lazăr, care are și în anul acesta cele mai multe medii de 10 la evaluarea națională, iar elevii au fost pregătiți la limba și literatura română de doamna Iacob. Diana Iacob este de asemenea doctor în filologie din anul 2010, membru în Consiliul Consultativ al Disciplinei Limba și Literatura Română din cadrul Inspectoratului Județean Sălaj. A fost de două ori premiată de către Ministerul Educației pentru îndrumarea elevilor care au obținut premii la Olimpiadele Internaționale, chiar 2017 și 2018. Și de asemenea, Diana Iacob este autoare de auxiliare școlare. Nu în ultimul rând, îmi face plăcere să-l prezint pe Bogdan Rațiu, profesor de limba și literatura română la Târgu Mureș, membru activ în Asociația Profesorilor de Limba Română Ioana Emă Petrescu, autor a numeroase studii în domeniul didacticii limbii române, autor de auxiliare școlare avizate de Ministerul Educației. Încă o dată, bine ați venit! Și aș începe discuția noastră cu o întrebare la care vă rog să răspundeți pe scurt. Ce ați spune despre acest manual ca să-i convingă pe profesori să-l aleagă? Încep eu. Dacă am fost ultimul în prezentare, să fie legătura mai ușoară. Eu zic că manualul nostru respectă litera și spiritul programei școlare și în special am accentuat lectura tematică și abordarea tematică a unităților. Cred că fiecare coleg va putea vedea legăturile între toate lecțiile dintr-o unitate. Eu îi îndemn pe colegii noștri să se gândească la elevii lor când își aleg manualul și să îl aleagă pe al nostru, pentru că am reușit, credem noi, ca pas cu pas să le creăm elevilor încrederea că vor avea întâlniri de succes cu literatura. Manualul este foarte echilibrat, e foarte bun din punctul nostru de vedere și cred că elevilor le va plăcea să lucreze cu el, pentru că le provoacă inteligența. Activitățile pe care noi le-am construit sunt activități care le creează elevilor o stare de bine, veți vedea, și le provoacă inteligența. Am Mulțumesc. Să continui eu. Eu am să folosesc doi termeni, coerență și limpezime. Cred că asta e foarte important într-un manual școlar. Pe de o parte, pe de altă parte, literatura de patrimoniu pe care o aducem alături de elevi,
o prezentăm într-un mod prietenos. De asemenea, nu este lăsată deoparte nici literatura contemporană. Eu consider că acest manual are ca punct de forte, ca un punct forte, dezvoltarea gândirii logice a elevilor și toate activitățile sunt menite să dezvolte gândirea logică a lor. Domnule Rațiu, mă întorc la dumneavoastră, fiindcă ați deschis discuția și v-aș întreba cum considerați că sprijină acest manual lupta cu analfabetismul funcțional? Să știți că această problemă pe care o avem în sistem, noi am luat-o în considerare în momentul în care ne-am gândit cum să construim, cum să structurăm manualul și pe ce să ne axăm. Știm că aproape 50% dintre elevii noștri au această problemă de înțelegere a textelor și atunci în lecțiile de receptare am fost foarte atenți la cum realizăm comprehensiunea și e un punct forte de care orice profesor se poate folosi de acum înainte la clasă. Am fost coerenți în modul în care se realizează înțelegerea pe text. Nu am făcut pași mari, ci din contră, îi luăm pe elevi treptat astfel încât să se realizeze înțelegerea textului și în plus avem momente în care se face retenția ideilor din text, pentru că avem și organizatori grafici pentru a forma gândirea logică, avem foarte multe hărți ale personajelor sau chiar harta textului, pe care colegii vor vedea în prim plan, pentru că am încercat să construim și metacognitiv întreg demersul. În plus, colegii noștri vor vedea strategii de comprehensiune care ulterior le vor da șansa să meargă și în zona de interpretare, pentru că am mizat foarte mult pe legătura care se creează între personaj și lumea textului și ulterior între cititorul elev și lumea textului. Adică ducem textul foarte aproape de copil prin toate activitățile pe care le-am propus și dacă vor deschide absolut la orice lecție de literatură, vor vedea că suntem consecvenți în principiile pe care le abordăm, pentru că vrem ca această comprehensiune să se realizeze substanțial și astfel să nu mai vorbim în câțiva ani că această problemă analfabetismului funcțional nu are nicio soluție. Noi credem că oferim și cred că pariul pe care îl punem cu acest manual este să vedem la sfârșitul ciclului gimnazial elevi care nu mai au probleme cu lectura textului și care au o abordare critică acestuia. Dacă totuși, obligația de a face... Mă scuzați. Nu, am vrut să spun, Bogdan, dacă îmi dai voie, eu cred și noi credem cu toții că elevii care vor lucra cu acest manual și cu seria de manuale care vor continua, va continua, sperăm, în mod cert vor avea rezultate mai bune la testele de comprehensiune, la testele PISA, la evaluare națională, pentru că am avut în vedere în mod apăsat strategii care evită riscul de analfabetism funcțional sau invers strategii prin care se creează capacitatea de comprehensiune, de înțelegerea textului. Iertați-mă. Mă gândeam că totuși învățatul, făcutul temelor pentru școală, chiar și la limba și literatura română, poate fi percepută ca pe o constrângere de către elevi. Și v-aș întreba, doamnă Tămâian, cum putem să-i motivăm pe elevi să fie atrași de această disciplină, chiar și prin intermediul unui manual? Eu cred, ca noi toți, de altfel, că elevii pot să fie atrași de orice dacă știi cum să-i atragi. Și aici e important ce este acest orice. Sigur, noi credem că ei pot fi atrași de această disciplină și printr-un manual și prin alte strategii care sunt auxiliare manualului, dacă găsești metoda potrivită prin care să o faci. Asta a fost o altă preocupare apăsată a noastră, să găsim metodele potrivite pentru a-i atrage pe elevii din această generație digitalii care s-au născut după 2000, noi suntem cu toții în echipă născuți înainte de 2000, vă puteți imagina că ne-am străduit să găsim variantele cele mai potrivite și considerăm că le-am găsit. Deci cheia, una dintre cheile prin care poți să-i atragi pe elevi
spre disciplină, în cazul nostru, prin manual, este să găsești metoda potrivită, cheia. Și noi credem că am găsit-o. Ne-am oprit la metode adecvate, care adecvate timpului, adecvate elevilor. Și în același timp, și asta este foarte important, colegii noștri profesori vor înțelege ce spun acum, aceste metode sunt adecvate disciplinei, sunt specifice disciplinei. Deci, pe de o parte, sunt metode care răspund interesului sensibilităților elevilor, pe de altă parte, sunt metode specifice disciplinei. Deci, îi slujim și pe elevi și nu trădăm disciplina. Și aici e vorba, în primul rând, v-aș da câteva exemple, ele sunt mai multe, dar sunt cele pe care, dacă răsfoiți manualul, le veți vedea imediat. E vorba despre rețeaua de texte, deci de interesul copiilor pentru rețea, și atunci o informație organizată în rețea de bună seamă că le atrage atenția. Avem multe lecții, mai ales cele introductive, în care textele sunt așezate în rețea sau cuvintele sunt așezate în rețea. O altă metodă este cea de care a vorbit Bogdan înaintea, organizatorilor grafici. Toată materia din manual e prinsă într-o serie de organizatori grafici, ceea ce le va permite sigur elevilor să înțeleagă mai bine despre ce discutăm, și apoi este vorba despre harta textului. Toate aceste metode sunt metode de organizare vizuală a informației. Noi știm că avem de face cu elevi care sunt foarte sensibili la vizual, și atunci am avut grijă, designul manualului este foarte frumos, e foarte frumos. Am avut grijă și editura ne-a sprijinit aici și mulțumim la design, am avut grijă la selecția imaginilor, am încercat să nu fie toate să fie foarte puține cu american fericiți sau cu australieni fericiți, am încercat să aducem imaginile cu elevi cât mai aproape de specificul elevilor de astăzi, așa cum îi știm noi, așa cum îi vedem noi, și am încercat și să aducem imagini care deschid înspre un orizont cultural românesc sau european sau universal. Apoi, mai este încă un lucru pe care aș vrea să spun aici și care cred că este important, pe care elevii sigur nu îl pot conștientiza, dar colegii noștri îl vor conștientiza, e vorba despre strategia de învățare pe care orice manual o propune, care se regăsește vizual în rubricile manualului. Și în cazul manualului pe care noi l-am realizat, e vorba despre un traseu care pornește din experiența de viață a elevilor. Prima rubrică este din experiența mea, deci ancorează demersul în experiența lor de viață. După aceea avem două secvențe de aprofundare, explorare și aprofundare, și după aceea ne reîntoarcem din în de reflecție. E o variantă în care, în mod evident, copilul este vizat, este pus în centru, cum spunem noi că ar trebui să fie învățământul cu elevul centrat pe elev. Acum deschid o paranteză și vă spun că învățământul centrat pe elev nu e o invenție a secolului 21, la începutul secolului 20, la final de secolul 19, în reforma lui Spiru Haret. Ideea era aceeași, ca învățământul să fie centrat pe elev. Iluzionăm crezând că am descoperit varianta aceasta de învățare cu învățământ centrat pe elev. Am închis paranteza aceasta și, sigur, aș mai putea adăuga aici alte strategii care vizează reflecția copiilor asupra ceea ce au învățat, modul în care textul le vorbește lor, cititori ai secolului 21. Există o... Dacă colegii vor avea bunăvoință să deschidă manualul, vor vedea că la finalul fiecărei, înspre finalul fiecărei lecții de literatură, e o întrebare: cum vă vorbește vouă, cititorii secolului 21, textul acesta? Și sigur că dorim și am și pregătit terenul pentru o abordare cât se poate de firească a copilului la această întrebare. Bun, am mai putea să spun și altele, dacă voriți, dar poate că le luăm. Foarte interesantă referirea la pedagogia axată asupra elevului, și aș continua în această idee și cu doamna Cergan, pentru că aș vrea să întreb ce înseamnă să faci un manual gândindu-te, punând în centru muncii tale elevul din secolul 21, nativul digital, care mai are puțin și arde toate cărțile, cel puțin ăsta e un clișeu care se vehiculează despre elevii din ziua de azi. Iertați-mă, eu și mai vreau să spun ceva. Cristina, te rog să mă ierți. Așa facem la întâlnirile noastre, eu să intru peste ei, Bogdane, așa, zăne, da.
Eu cred că este pentru nativul ăsta digital care arde toate cărțile, cum spuneți dumneavoastră, eu cred că e important și nu știu dacă o să reușim, noi sperăm că reușim, e important să îi dăm și momente de răgaz în care el să aibă răbdare. Deci pe lângă faptul că sigur manualul îi va da încredere în el, în capacitățile proprii de a se raporta firesc la literatură, cum am zis, cred că îi stimulează inteligența și orice îți stimulează inteligența e provocator pentru noi toți să recunoaștem. Cred că manualul din loc în loc îi așează, îi le dă momente de răgaz în care el trebuie să reflecteze asupra unui personaj sau el trebuie să răspundă la o anumită întrebare. Deci și nu vor arde toate cărțile. Manualul ăsta nu-l vor arde. E foarte frumos, nu-l vor arde. Da. Cristina, iartă-mă. Cu drag, Ioana, n-am pentru ce. Despre elevul digital, elevul zilelor noastre, păi am avut o sursă de inspirație foarte puternică, așa, fiul meu, care tocmai a fost elev de clasa a șasea și pe măsură ce lucram, câte o unitate, câte un text, câte o parte de manual, îi arătam și îl întrebam, mă, ți se pare interesant, ți-ar plăcea, ai rezolva un astfel de exercițiu, nu știu ce. Așa că am avut un feedback la cald din partea fiului meu, care, țin să menționez, nu este un fan al limbii și literaturii române, adică să nu vă imaginați că este elevul model. Așa că am văzut cumva la ce reacționează copiii. Sunt atrași într-adevăr de scheme, de lucruri esențializate, puse în tot felul de trasee logice care să-i stimuleze. Din loc în loc în manual avem, pe lângă momentele de răgaz de care spunea Ioana, vreau să le accentuez pe momentele acelea provocatoare, în care avem tot felul de joculețe care să-i pună cumva în niște situații inedite pentru ei, să își imagineze cum ar face, cum ar reacționa, dar situațiile acestea sunt niște situații foarte aproape de viața lor obișnuită. Pe de altă parte, legat de aspectul acesta digital, vreau să aduc aminte că manualul tipărit este dublat de o variantă digitală, foarte frumos realizată și aceasta, cu filmulețe de prezentare a autorilor, a părții de teorie și, pe lângă asta, foarte important, trebuie să amintim că avem exerciții interactive care se rezolvă direct pe varianta digitală. Copiii primesc feedback imediat referitor la cât de bine au rezolvat exercițiile respective și cred că ăsta este un punct important, un aspect care îi atrage. Cam asta aș putea să spun despre relația cu elevii zilelor noastre și cum am încercat să facem manualul ăsta cât mai dinamic, cât mai incitant, cât mai apropiat de modul lor de a învăța. Vă mulțumesc, doamnă Cergan. Aș trece la capitolul gramaticii. Doamnă Iacob, ce ne puteți spune despre cum e predată astăzi gramatica și care este perspectiva asupra gramaticii în acest manual câștigător? Abordarea gramaticii pe care o propunem noi în acest manual are în vedere două principii fundamentale: conștientizarea lingvistică și intuiția lingvistică. Tocmai de aceea, procesul învățării urmează un traseu logic. Din experiența mea, explorăm, aprofundăm, reflectăm. În toți acești pași, urmărim să formăm gândirea logică, în așa fel încât elevii să înțeleagă conceptele de gramatică și să le poată aplica în viața de zi cu zi, comunicând corect și eficient. Am venit în sprijinul elevilor cu scheme, trasee logice, dar și cu strategii de analiză gramaticale,
toate conducând la învățarea conștientă, temeinică și riguroasă. De asemenea, am pus accent și pe scrierea corectă, fiecare lecție având o rubrică destinată comunicării corecte. Astfel, am urmărit dimensiunea pragmatică a limbii, limba în uz, limba literară, cea pe care trebuie să o cunoască și să o folosească fiecare elev. În manualul nostru, gramatica se învață într-o manieră prietenoasă, ludică, dar aceste aspecte nu se rezumă la niște forme fără fond. Vă mulțumesc mult! De la gramatică aș trece la dimensiunea culturală în cadrul orei de limbă și literatură română. Doamnă Tămăian, cum abordează manualul acest aspect? Manualul este, după cum știm, manual de limbă și de literatură. După cum știm, iarăși, limba și literatura sunt coordonate fundamentale ale culturii. Întrebarea pe care ați formulat-o e, cred că, importantă pentru modul în care citim un manual. Eu vă spun cum ne-am gândit noi și cum reiese din manualul nostru abordarea culturii. Noi am abordat cultura într-un sens foarte larg. De la cultura de patrimoniu, sunt texte de patrimoniu literar școlar, fundamentale, sigur, putem să alegem altele, opțiunea noastră e asumată pentru acestea, de la textele de patrimoniu, la literatura contemporană, la cultura digitală, avem mai ales în lecțiile de, gândindu-ne la copiii ăștia digitali, mai ales în lecțiile de comunicare orală sau de redactare, în lecțiile de comunicare, discuții care vizează comunicarea cu roboții, avantajele aplicațiilor de genul ChatGPT despre care vorbim în manual, sigur, fără să extindem mai mult decât este cazul pentru copiii de clasa 6-a. Și apoi mai este vorba și despre cultura clasei, deci e cultura de patrimoniu, cultura, mă rog, literatura contemporană, e cultura aceasta digitală și cultura clasei. Cultura clasei, știm foarte bine că e importantă spiritul unei comunități, spiritul comunității în care trăiești, comunității școlare în care trăiești. Din nou, în lecțiile de patru, și putem numi asta cultura clasei. Nu, în sens propriu. Tot în lecțiile de comunicare orală sunt activități care pun în centru valorile care creează spiritul unei clase și pun în centru pentru rezolvarea pe calea comunicării probleme și de tipul bullying-ului. Deci credem că abordarea, sunt câteva lecții, două, cred că, unde niște copii își spun problemele pe care le au, e vorba de acte de comunicare, de contextul de comunicare, de intenția de comunicare, copiii își spun problema și problemele sunt specifice copiilor de clasa a 6, o să-i vedeți acolo frumos ilustrați. Și colegii lor vin cu intervenții care ilustrează diferite comportamente conversaționale. Deci e o perspectivă foarte largă asupra culturii. Sigur, acum, cred că noi, profesori de literatură, punem accentul pe locul pe care literatura îl ocupă în manual. E, cum am spus, literatura literatura de patrimoniu, pentru care cred că am găsit o variantă foarte bună de abordare și aici îndemn pe colegii noștri să se uite la felul în care în varianta digitală a manualului este prezentată Gârbiceanu. O variantă foarte simplă de abordare prin care elevii înțeleg că un text de patrimoniu sau un scriitor de patrimoniu e un scriitor care sau o operă care vine de undeva din trecut, e o opera trecutului, dar care are o formă de prezență în imediatul meu, e o operă investită cu valoare și o operă pe care eu o simt importantă pentru mine sau îi recunosc importanța. A se vedea întrebarea despre care v-am spus cum îți vorbește ție textul acesta, ție cititor al secolului 21. Deci credem că pentru literatura de patrimoniu am găsit varianta optimă de abordare, simplă, eficientă, prin care copiii se pot întâlni cu un text care vine dintr-un alt timp, care vorbește despre experiența unor copii care sunt din alt timp. Literatura aceasta de patrimoniu e însoțită de literatură contemporană, sunt fragmente de texte sau texte integrale din Alexandru Mușina, din Hanna Botta, din Teodora Coman, ne-a onorat și ne-a dat
un text literar minunat în care e o experiență pe care copiii de așa se o pot avea extraordinară de raportare la literatură, dar și la comunitatea clasei. Deci credem că aici am găsit echilibru și măsura în relația patrimoniu și literatura contemporană. Mai este încă un lucru pe care aș vrea să spun referitor la modul în care am făcut selecția textelor. Toate textele literare sunt texte care au în centru personaje, majoritatea personaje copii, nu toate, bine, una are un vițel, dar nu știu dacă l-ai copilul Bowling, Vaci sau așa. Deci toate au în sau măgar, avem ca să avem facem și un măgar, asta vreau să măgar, nu uităm măgarul. Da, ca să facem să înțeleagă conceptul de diferență între narator și autor, am găsit un text cu un narator măgar minunat. Revin. Sunt texte în care, cred că nu se descarcă bateria, sunt texte în care personajele sunt copii și sunt copii mânați de dorință, sunt copii care doresc ceva, copii care fac ceva, copii care își propun, care au proiecte, care au scop, care au țeluri și care reușesc într-o formă sau alta să-și atingă aceste țeluri. Noi credem că și acesta este un mod prin care îi poți iniția pe copii în cultura, în literatura pe care le-o prezinți, prin modelul personajului, care e ușor de asociat unor valori. Știm examenul de ce se cere la evaluarea națională, apropo de valori și de teme. Credem că acesta este un mod bun de a-i aborda, de a-i apropia pe copii de literatură, oferindu-le personaje la care să se raporteze critic, dar personaje care doresc, care voiesc, care, iertați-mă pentru voiesc ăsta, care doresc, care au țeluri, care au dorințe, care au proiecte. E un model bun pentru copii de astăzi. Da, ce să mai spun, pentru abordarea culturală, un aspect foarte important, nu vreau să vorbesc eu foarte mult, e prezența unor microbiblioteci. Microbiblioteci înseamnă a unor microbiblioteci, o să-mi pun la încătoare, iertați-mi, estimați. Prezența unor microbiblioteci care însumează, Bogdan a numărat, peste 100 de texte literare, fragmente sau texte integrale, care sunt așezate mai ales la începutul unităților de învățare, dar și pe parcursul lor. Iar și prezența acestor microbiblioteci sau acestei microbiblioteci de 100 de texte, considerăm noi, folosind cuvinte mari acum, că sprijină, susțin principiul egalității de șanse a copiilor. Sunt copii care nu au biblioteci acasă. Sunt copii care nu citesc acasă, cărora nu li se citește acasă. Și sunt copii care în clasa a șasea nu au, noi știm asta, colegii mei știu asta, eu știu asta, noi cu toții știm asta, copii care în clasa a șasea nu știu să citească bine, nu au fluență în lectură, spunem noi tehnic. Și asta nu din cauza mediului sau a părinților sau a condițiilor, sau poate că și din cauza asta, condițiilor materiale, așa, ci mai ales din cauza că la școală nu li se citește destul, zi de zi de zi, așa încât ei să ajungă între a șasea și să citească fluent. Bun. Dincolo de asta, credem că, așa cum am zis, folosim cuvinte mari, că această microbibliotecă le oferă copiilor, fiecărui copil, cum scriam într-un feedback pe care l-am primit la manual, egalitate de șanse. Ei pornesc, au cu toții aceeași bază solidă de texte care vin și din literatura clasică și mai ales din literatura contemporană. Și apoi mai este încă un lucru important în abordarea aceasta despre care m-ați întrebat, la care colegii mei țin foarte mult și eu, dar ei au subliniat mai tare decât am făcut-o eu, abordarea interdisciplinară. Sunt foarte, și aici mă gândesc la diferite tipuri de discurs, literatură, plastică, muzică, teatru, film, media, deci sunt multe activități în care, suficient de multe activități în care literatura e pus, textul literar e pus în relație cu muzica, cu filmul, cu teatrul, și asta e important pentru manualul nostru și cred că reprezentativ pentru modul în care ne-am gândit să abordăm această dimensiune culturală.
Cred că aș mai putea să spun mai multe, dar vedeți că e bine să, da, să le dăm Vă mulțumim, doamnă Tămăian. Prezentările pe care dumneavoastră cu toții le-ați făcut astăzi chiar te fac să-ți dorești să răsfoiești acest manual, chiar dacă nu ești profesor sau elev de clasa 6-a. Eu cu siguranță îl voi răsfoi mult mai atentă acum, după ce am aflat toate punctele lui forte. Și fiindcă ne apropiem de finalul discuției noastre, aș vrea să revin la o întrebare tehnică, pentru că manualul este până la urmă un instrument. Și aș da legătura domnului Rațiu cu întrebarea cum ați venit în ajutorul colegilor profesori pentru ca ei să înțeleagă și să integreze acest manual în procesul lor educațional. Da, e un proiect amplu. Ne-am angrenat toți așa în acest proiect pentru că ne-am dorit să le oferim colegilor noștri un adevărat sprijin la clasă cu acest manual. Dar dincolo de asta, am pregătit și un ghid în care venim cu sugestii metodologice, cu planificări, în sensul în care lor să le fie mult mai ușor să vadă structura. Așa cum spuneam mai devreme Ioana, eu am numărat, am făcut structuri, le-am refăcut, pentru că aș sublinea un lucru, am aplicat foarte multe dintre lecții, am încercat să fim reflexivi, să venim cu feedback, să înțelegem modul în care lucrurile pot funcționa la clasă, pe diverse tipuri de elevi, și observațiile acestea colegii noștri le vor găsi în ghidul pe care l-am realizat. În ghid, alături de noi, vor parcurge întreg manualul cu toate sugestiile și observațiile pe care noi le-am avut, și credem că propunerile de teste de evaluare pe care noi le avem în ghid le va fi de ajutor pentru a evalua corect și eficient comprensiunea, de exemplu, dar avem și pe gramatică și pe interculturalitate. În plus, am pregătit un auxiliar care să întregească cumva lucrurile pe care le-am prezentat în manual, dar aș sublinea aici un plus al manualului. Avem foarte multe activități. Manualul e plin de activități. Auxiliarul vine doar să consolideze. Asta s-ar putea să fie un minus, Bogdan, foarte multe. Da, dar nu cred că e. Nu cred că vorbim de exerciții văzute ca pe o corvoadă. Pentru că dacă ne uităm, e destul de echilibrat la nivel de pagini pentru limbă, pentru literatură, dar doream să subliniez că auxiliarul vine doar în ideea de a consolida competențele și veți vedea și în auxiliarul, care și poartă un nume sugestiv, practic, e practic 6, am încercat să venim din realitatea copiilor, din comportamentele pe care ei le au, și în modul acesta să producem cunoaștere, pentru că și aici vorbim de cunoaștere în sensul în care deschidem un discurs cultural foarte larg, în care avem și pictură, și mass media, avem texte din nou de patrimoniu, dar și din literatura universală. Veți vedea că mergem integrat în acest manual și cu siguranță elevii care vor folosi și manualul și auxiliarul nu se vor plictisi nicio secundă, pentru că îi vom surprinde și îi vom provoca să gândească critic. Eu aș vrea mult să mai adaug eu ceva. Vom avea niște coduri QR foarte moderne și foarte interesante, în care vom prezenta niște exerciții rezolvate, care credem noi că vor fi de mare sprijin profesorilor. În plus, planificările vor, pentru că am primit întrebări de la colegi, planificările vor fi și în manual, și în ghidul profesorului, dar vor fi și pe site-ul editurii în format descărcabil, da? Ca fiecare profesor să le poată prelucra, adapta, mă rog, în funcție de necesitățile sale. Este foarte important lucrul acesta, pentru că, fiind un manual nou, credem că este un instrument util profesorilor faptul că vor avea la dispoziție planificările pe care să le poată lucra până la urmă fiecare cadru didactic. Mulțumesc!
Deci avem un manual nu doar pentru elevul secolului 21, dar și pentru profesorul secolului 21. Vă mulțumesc mult, dați profesori, în primul rând pentru munca extraordinară pe care ați depus-o ca să elaborați un asemenea manual și mai ales vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp pentru discuția de astăzi. Ce să zicem, succes manualului să-l aleagă cât mai mulți profesori. Sperăm. Da, mulțumim frumos și de urarea asta pe final și eu o fac. Când primim felicitări pentru manual, eu le răspund colegilor noștri, felicitări celor care îl vor alege. Îi îndemn pe colegii noștri să aibă curajul să aleagă un manual nou și aș îndrăzni să spun în numele echipei că punem un pariu că elevii care vor învăța după manualul acesta vor lua note la capacitate mai mari.